În dimineața acestei zile am constatat că s-a luat curentul, deși locatarii au plătit și au plătit facturile la biroul dezvoltatorului. Am neștiind despre ce e vorba, am mers la Electrica, unde am constatat că dezvoltatorul a încasat banii de la noi, dar n-a plătit facturile către Electrica. Despre ce sumă este vorba? Facturile restante sunt începând cu luna ianuarie și fiecare factură este în jurul sumei de 9.000 de lei. Ce urmează să faceți? În prima fază, pentru că dezvoltatorul nu cooperează, este vorba de domnul Flavius Marcu, ne-am hotărât ca să restabilim curentul electric, pentru că nu putem trăi fără electricitate, adunând bani, plătind și plătind datoriile dezvoltatorului către Electrica. Puteți spune câte apartamente sunt în situația aceasta? Sunt în situația aceasta vreo 96 de apartamente. 96 de apartamente. Da. Înțeleg că ați vorbit cu dezvoltator sau cel puțin ați încercat să vorbiți cu el și nu răspunde? Am reușit să sun pe domnul dezvoltator, care mi-a spus că nu știe ce a făcut angajata lui cu banii. Asta e tot răspunsul pe care l-a. Și nu a venit la fața locului să vadă. Iar angajata dânsului este și-a închis telefonul astăzi. Nu poate fi contactat. În regulă. Vorbim de 4 luni jumătate de restanțe. Da. Dintre care, pentru a ni se restabili curentul, Electrica ne-a solicitat plata celor mai vechi 3 facturi, în sumă totală de vreo 27.000 de lei. Deci trebuie să plătiți 3 luni de restanță ca să ne se restabilească curentul. Blocul este, sau mă rog, apartamentele sunt conectate direct la rețeaua Electrica sau? Sunt, apartamentele sunt conectate prin intermediul unei rețele de șantier. Ok. Deci, prin dezvoltator. În afara legii. Ce veți face în legătură cu dezvoltatorul dacă acesta nu vă răspunde? Că am înțeles că ați făcut o asociație și... Da, asociația de proprietari este în curs de constituire. Astăzi am constatat că sunt gata actele la tribunal. Trebuie să le mergem mai departe la finanțe și la bancă. Dar iar în legătură cu dezvoltatorul, cred că singura posibilitate pe care o avem este pe cale legală. Pentru că nu intenționează să coopereze cu noi. Okay. Cum vă numiți? Mă numesc Marius Gridan, sunt președintele Asociației de Locatari, de proprietari.